Îmi spuneți când pot începe? Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, bine v-am găsit. Subiectul prezentei conferințe de presă vizează două aspecte, unul dintre care este totalizarea lucrărilor Comisiei Parlamentare de Anchetă, care a studiat operațiunea prin care, prin Republica Moldova, în 2010-2014, s-au spălat circa 22 miliarde de dolari prin intermediul unei scheme bine puse la punct, și anume ordonanțele judecătorești. Și al doilea aspect vizează etapele privind modul de înregistrare a proiectului de hotărâre privind constituirea comisiei propriu-zise. Deci, așa cum am enunțat în cadrul conferinței precedente, proiectul, sau mai bine zis, raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă împreună cu proiectul de hotărâre privind raportul Comisiei nu a reușit să fie înregistrat pe motivul că 4 membri a Comisiei pe ultima etapă de metri a lucrărilor Comisiei nu au prezentat siguranță, certitudine că vor semna această hotărâre, unul dintre care, din acești 4 membri, a invocat conflict de interese. Dar vreau să vă spun că acest raport poate fi înregistrat în noua legislatură a Parlamentului. Nu există niciun impediment sub acest aspect, mai mult decât atât. Sunt sigură, există voință politică în vederea înregistrării acestui raport și proiect de hotărâre. Sunt o sumedine de modalități, una dintre care am să o propun chiar acum. Este vorba de a constitui o comisie specială, de scurtă durată, de câteva zile, care să înregistreze acest raport în baza tuturor actelor care au fost studiate de precedenta comisie. Acte sunt o mulțime, inclusiv cu parafe secrete. Eu le-am lăsat în arhiva Parlamentului, am rugat funcționarii să nu le ascundă departe, pentru că vom avea nevoie de ele în noua legislatură a Parlamentului. Mai mult decât atât, raportul trebuie să prezinte efecte juridice, deoarece sunt prezentate o serie de inițiative legislative care vin însuși de la instituțiile statului ca propuneri în vederea combaterea acestui fenomen, spălările de bani, ca să nu mai avem, să nu aibă loc astfel de operațiuni în continuare. Totodată, proiectul de hotărâre privind raportul menționează o serie de activități, acțiuni care trebuie să le întreprindă instituțiile statului în vederea acestui fenomen. Ce s-a întâmplat, de ce nu s-a reacționat și ce trebuie să facă în continuare anumite instituții. De asemenea, acest raport, așa cum am propus în legislatura precedentă, el trebuie să fie remis instituțiilor naționale, dar în același timp important și instituțiilor internaționale care au supravegheat, au investigat această operațiune denumită la nivel global Global Laundromat. Și aspectul numărul 2. Deoarece s-a emis în spațiul public mai multe neadevăruri cu privire la scopul constituirii acestei comisii, țin în continuare să specific următoarele aspecte. Pentru prima dată, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Parlamentare de Anchetă, care va elucida fenomenul spălărilor de bani prin Republica Moldova, acest proiect a fost înregistrat pentru prima dată în luna martie 2019. A fost înregistrat sub semnătura a tuturor deputaților care au constituit componentele fostului bloc acum, în frunte cu Andrei Năstase, Maia Sandu, și veți găsi celelalte semnături pe acest proiect de hotărâre privind constituirea comisiei. Acest proiect de hotărâre a fost angajamentul fostului bloc acum față de cetățeni în lupta cu schemele ilicite care s-au petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, alături de alte comisii care și-au desfășurat activitatea în legislatura a 10-a a Parlamentului Republicii Moldova. Vorbesc aici de jaful bancar, de concesionarea aeroportului, gărilor auto și alte comisii care au fost înregistrate și alte proiecte de legi care au fost înregistrate în
anul 2019. În anul 2019, în luna martie, nu exista încă nicio majoritate, era o confruntare, amintiți-vă, acea perioadă. Acest aspect l-am concretizat aici. În continuare, vreau să menționez că anume această comisie privind spălările de bani prin operațiunea Laundromat anului 2010-2014 a stabilit conexiuni clare între jaful bancar, între spălările de bani, între devalizarea întreprinderilor regionale, între spălările prin segmentul transnistrean, alte scheme de spălări de bani care au fost descoperite pe parcursul activității comisiei. Această comisie a comunicat instituțional cu reprezentanții instituțiilor statului sub formă scrisă, sub formă de audieri publice sau audieri de tip închis. Era necesar și acest aspect. Această comisie a înaintat circa 200 de demersuri. Toate aceste demersuri acum se păstrează în Arhiva Parlamentului. Ulterior, peste mai mulți ani, dacă cineva va avea nevoie să cerceteze, să investigheze din nou acest fenomen, va avea la dispoziție, dacă vreți, moștenirea importantă a acestei comisii. Raportul final al comisiei l-am scris personal în baza a mai multor răspunsuri obținute de la instituțiile statului. În marea majoritate, aceste răspunsuri au fost inclusiv și cu parafă secret, dar publice. Înțeleg că în anii de referință, anumiți reprezentanți ai instituțiilor statului n-au avut suficient curaj în vederea explicării opiniei publice ce se întâmplă în statul Republica Moldova, în sistemul financiar bancar, în general, cum sunt furați cetățenii zi de zi, an de an. Cu regret, constat că instituțiile statului au fost amorfe, au fost spectatori și mai mult au permis, au găsit anumite pretexte pentru a nu-și face treaba. Unul dintre aceste pretexte fiind modificarea cadrului legal. Or, nimeni nu era împiedicat să vină cu propuneri de inițiative legislative în vederea prevenirii acestui fenomen și în același timp nimeni nu încurca reprezentanților statului, instituțiilor statului, să iasă, să vorbească public despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Am constatat că foarte multe comunicare cu parafă secretă au fost direcționate către Consiliul Suprem de Securitate și cu asta atât. Din Consiliul Suprem de Securitate fac parte, cunoașteți foarte bine, inclusiv Procurorul General, inclusiv unii deputați ai Parlamentului Republicii Moldova din oficiu, cum ar fi șeful Comisiei Parlamentare Permanente Securitate Națională. Sub acest aspect, încă o dată vă reamintesc, raportul a fost făcut public, astfel încât și presa și cetățenii să poată să facă cunoștință cu el, iar în noul Parlament, în noua legislatură, voi insista ca acest raport să fie înregistrat cât de curând posibil. Dacă nu sunt întrebări sau dacă sunt întrebări de la reprezentanții mass media, am și recepționat câteva, am să vi le remit ulterior sau prin intermediul acestei conferințe de presă. Sper că am lucidat anumite răspunsuri. Mulțumesc tare mult!